Într-o perioadă în care incertitudinea este la ordinea zilei, iar grija față de ziua de mâine este tot mai intensă simțită de către oameni, în județul Hunedoara, cu ajutorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, doar în luna septembrie și-au găsit un loc de muncă peste 800 de persoane. Dintre acestea, 85 au studii superioare. Pe parcursul lunii septembrie, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă, prin intermediul AJUFM Hunedoara au fost încadrate în muncă 848 de persoane. Din totalul persoanelor încadrate în muncă, 605 provin din mediul urban, iar 243 de persoane sunt din mediul rural. În ceea ce privește nivelul de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe au studii liceale, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale. Numărul celor care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii este de 174. Cei cu studii post-liceale sunt în număr de 19, iar cei cu studii universitare sunt în număr de 85. În cursul lunii septembrie al anului 2022, 848 de persoane și-au găsit un loc de muncă cu ajutorul AJUFM Hunedoara, dintre care avem 383 de femei. În total, în luna septembrie, au fost luate în evidență un număr de 1249 de persoane. Serviciile noastre sunt de informare, consiliere, mediere și sprijin în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, oferim cursuri de calificare. AJUFM Hunedoara se concentrează să ne concentrăm pentru a sprijini cât mai mult cetățenii județului. Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJUFM Hunedoara, 203 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. De asemenea, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență pentru înregistrarea în evidență ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pe parcursul lunii trecute, în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1249 de persoane.